Este vorba despre tencuieli. Noi știm în fiecare dimineață despre tencuieli. Noi, eu doamnele. Sunt tencuiel. La tencuieli. Ești Brad Pitt și te-ai apucat de olărit. Sunt Adrian Trăznea, vin din Brașov, am 50 de ani și sunt antreprenor de 20 și ceva de ani. Nu am încă o familie. Este ideal ca succesul să fie împărțit cu cineva. Să fii singur într-o cameră goală, să sărbătorești primul milion sau miliard. E trist. Casa este cea mai importantă cheltuială pe care o face o familie într-o viață. Noi venim cu o soluție în care o casă costă doar 10.000 de euro. Diferența până la sute de mii de euro pot fi pentru plăcerile vieții, pentru educația copiilor, pentru călătorii, de ce nu? De ce să ne îndatorăm o viață întreagă? Acum am o soluție. Eu am o soluție. Cred că n-am avut emoții mai mari vreodată. Înțeleg că sunt emisiuni cu 2 milioane, 3 milioane de spectatori. Una e să te faci de râs în fața vecinilor și alta este în fața a 2-3 milioane de spectatori. Dar eu nu voi fi unul de la. Sunt și emoții normale, e firesc și eu așteaptă răspunsul. Finalul contează, dar până acolo luptă. E un luptător și urăm succes. Mi-ar plăcea să primesc 5 oferte și să nu mă pot hotărî între ele. Adrian ne promite casa ideală, mare, frumoasă și neverosimil de ieftină. Lei vor fi ademeniți să se mute cu el în viitor. Inovație sau fantezie? Bună seara, leilor! Bună seara! Bună seara! Bună seara. Dacă celebra firmă de jucării pe care ți le construiești singur și celebra firmă de mobilă pe care ți-o asamblezi singur ar avea un copil, acesta ar fi domnul Teuton. Teuton? Teuton. Domnul Teuton. Doresc să vă prezint o oportunitate de afaceri care constă în producția, în România, de case prefabricate din polistiren, sub formă de dom sau semisferă, livrate sub formă de kituri. În urmă cu aproximativ 10 ani, pe când aveam o firmă care se ocupa cu producția de polistiren, eram în căutare de noi idei de dezvoltare. Așa am descoperit în Japonia o firmă care se ocupa cu producția de case din polistiren. O astfel de casă costă doar 9.900 de euro, are 47 de metri pătrați, are o grosime a peretelui de 18 cm, este alcătuită din 50 de piese separate și o poate asambla oricine. Asamblarea durează doar 2 ore, realizarea sistemului de armare, cât și a finisajelor, durează maxim 2 săptămâni. Avantajele acestui tip de casă sunt următoarele. Preț foarte mic de achiziție. Cost foarte mic de încălzire pe timpul iernii. Timp foarte scurt de finalizare. Posibilitatea de a-ți asambla singur casa și de a o amplasa oriunde, atât pe o suprafață plană de beton, cât și pe piloni. De asemenea, nu are nevoie de autorizație de construcție și este foarte rezistentă atât la vânturi foarte puternice, cât și la cutremure. Investiția totală a fost de 1,2 milioane de lei și constă în echipamente de producție. Ofer 20% din companie contra sumei de 1 milion de lei. Deci este primul, uitați-vă mine, dacă nu fii primul care e interesat. Iar cum celebra firmă de jucării pe care ți le asamblezi singur și celebra firmă de mobilă pe care ți-o asamblezi singur nu vor să aibă copii, haideți alături de mine să fim părinții domnului Teuton. Bravo! Prezentare, super prezentare! Gata, i-am prins, tate. Bine ai venit în Imperiul Leilor. Avem o mică problemă aici, că nu știm cum te numești. Adrian Trăsnea mă numesc. Așa. Sunt din Brașov. Adrian din Brașov. Ok, bine ai venit la Imperiul Leilor. Bine Adrian, v-am găsit. Din Brașov. Da. Tu știi ceva istorie cu teutonii tăi?
Cine au fost? Cine n-au fost? Da, destul de vag. Mi-a plăcut cum sună în primul rând și că reprezintă un automat, un brand puternic. Vreți să, mai înainte de vorbi, să ne mergem, să atingem, să vedem ce e asta? Din polistiren. Hai, sus, sus cu voi. La bază este polistiren, da. Această peșteră frumoasă. Nu, și tu zici că ăsta, poți să mă așez pe el? Nu este pusă armarea. Îmi rup și cealaltă coastă, nu? Nu este, nu este aplicată armarea. Cât de tare arde polistirenul ăsta? Izolează bine. Polistirenul se topește, nu arde. Ok. Dar, polistirenul, în cazul castei, nu este la vedere deloc. Deci totdeauna va fi și atât la interior cât ești și la exterior ca aici. Ca la fațada de bloc. Exact ca la fațada de bloc, în esență, este, da. Ok. Bine, dar acolo n-ajunge la om. Hai, polistirenul nu e în casă. El cred că trebuie polistiren negru, dacă mă întreb pe mine. Eu nu mă pricep. Ăsta e polistiren grafitat, față de ăsta care e polistiren, să zic, simplu. Diferența dintre ele este un grafit. Dar e unul rezistent la foc, nu? Nu e niciun polistiren nu rezistă la foc. Da. Deci, practic, nu ești inovator. Nu, practic, nu. Ești un băiat deștept care a furat, practic, o idee din Japonia. Între ghilimele, să spunem. M-am inspirat despre de ce am văzut la ei. Mai departe, cum ne recuperăm banii într-un an? Că sună foarte bine. Dacă reușim să vindem 20 de case pe lună, am avea un profit de 5 milioane de lei pe an. Profit 5 milioane de lei, pe an din 20 de case vândute pe lună. Dau 9.900 pe ea. Da. Și după aia îmi mai trebuiesc niște bani. Mai trebuiesc bani de ferestre, de uși și alte lucruri. Da. Eu estimez că la 15.000 de euro ar trebui să fie la gata. 15.000, mai mult decât. La gata cu tot cu interior? Da. Adrian, câte case ai vândut până acum? Câte kituri ai vândut până acum? Eu încă nu am achiziționat încă toate echipamentele. Încă nu m-am dus pe piață să le vând. Ce pot să vă spun e că primul dom pe care îl voi construi va fi cel în care voi locui eu. Da, mi se pare că asta ar fi primul lucru de care ar trebui să te apuci, ca să vezi care este senzația, să înțelegi foarte bine produsul tău, să știi dacă ai nevoie să faci ajustări, modificări, îmbunătățiri. Pentru că eu mă gândesc că ai spus că această casă nu are nevoie de autorizație de construcție. Este ce statut în are casa asta? Cod al urbanismului, este încă Parlament. Deci în nu, forma încă în care a intrat, construcțiile din mediul rural de sub 150 de metri, care nu au subsol sau etaj, nu mai au nevoie de autorizație de construcție. Este nevoie doar de a înștiința primăria. Am înțeles. Eu plac, nu are nevoie de fundații. Vreau doar să spun că pentru mine este o lebădă neagră povestea asta. Că va ieși o lege în baza căreia cineva să poată să financeze o afacere astăzi cu visul că Parlamentul va aproba vreo lege fără să fie modificată. Ai venit să cer bani pentru un proiect care va fi adoptat vreodată de Parlamentul României și nu puțin. Mi se pare foarte mult și cu ocazia asta, Varga, dacă îmi dai voie, eu și concluzionez, I'm out. Mă retrag. Adrian, un leu s-a retras, un leu puternic, și rog pe următorul, Cristina. Ideea, ok, nu știu, nu e verificată, n-am auzit până acum, e prima oară când aud despre un astfel de produs. Casa asta la cât, ce rezistă? Avem și noi un studiu de o certificare de conformitate să știm că dacă bate vântul cu nu știu cât la oră, casa rezistă? Datorită formei, da. Vântul se, în momentul în care o întâlnește, se disipă, o ocolește. Dar nu ai un certificat de garanție la casa asta? Cu niște măsurători? Nu am făcut tunel de vânt încă. Da. Deci eu încă nu văd deloc la tine perfecțiunea, nici măcar la una dintre piese. Deci ți-e frică să intri în ea. La
stadiul în care este nu este decât să fie așezate unele peste altele. Partea de polistire nu este o părticică de casă. Tu nu asculți ce-ți spun. Crede-mă, nu. Eu dacă aș cumpăra 10.000 de euro, ți se pare puțin? 200 de euro pe metru cer omului pentru o scoică din asta. Tu îi dai o carapace cu 200 de euro pe metru. Da. Și nu e o casă. E doar o cochilie. Atât. E doar o scoarță. Și uită-te că nu se pupă piesă cu piesă. Adică eu lucrez în industrie. Eu nu pot să văd așa ceva și să cred că e bine. Clar, nu. Nu pot să mă fac, deci, că nu peste, văd. Okay, peste Adrian, nu pot. Peste toate suprafețele astea, asta vine plasă. Dacă plasă tu treci, care are în total o grosime, plasă și tencuială. Crede-mă, în România suntem obișnuiți de foarte multe ori să spunem merge și așa. Ești un om tânăr, ai un proiect inovativ, mai și spui că te-ai inspirat din Japonia, nu poate să arate așa, crede-mă. Ai un centimetru diferență aici. Uitați că nu mai am. Dar deci trebuie din să fii ce vedem atent. Acum, totul va fi ascuns în momentul în care va fi tencuită la interior, okay, și la exterior. Asta e un fel de merge și așa. Nu îmi place merge și așa mie, nu suport. Dar și casa normală, da, bolțar din orice îi faci o dân, nu e perfect structura. Asta cu merge și așa pe dedesubt, că nu se vede, nu e o soluție. Deci noi nu te putem lăsa să treci dacă nu e perfect. Cristinuța! Deci asta e teoria după care noi conducem și creăm afaceri, eu cel puțin personal. Asta e teoria mea și nu vreau să încalc. Și e principiul meu de business. Și dacă am ajuns până la vârsta asta și am avut succes, vreau să-l mențin tot așa. Așa că pentru mine încă nu ai un produs, ai o idee, pun-o la punct și te așteptăm data viitoare să vii și să facem investiții. Acum eu mă retrag și îți mulțumesc. Vă mulțumesc. Adrian, ai venit cu mare entuziasm, dar văd că săracul de tine nu mai râs. Hai să vedem, după această încurajare masivă care ai primit, să vedem ce zice Răzvan. Ce concluzie trage domnul Răzvan? Este foarte greu să-ți finanțeze cineva o afacere pe o promisiune a unei legislații care va apărea și mai ales în Parlamentul României. Au intrat foarte multe legi în Parlamentul României și n-au ieșit zeci de ani. E o promisiune. La momentul ăsta produsul nu e produs. Și de aceea mă retrag. Mulțumesc! Adrian, ne-ai amintit probabil tuturor de povestea cu cei trei purceluși? Mi-am mai zis-o. Mi-a mai zis cineva. Și senzația noastră este că asta ta e prima casă. Stă lupul și se gândește la ăștia ce fac. Le dau foc, îi suflu, îi inund, oricare merge, știi? Noi vrem lucruri trainice, de avem și pilda asta cu purcelușii. De acolo ne-a rămas, cu am copilărit cu ea, la modul serios. Așa că, din punctul meu de vedere, tu chiar ai de dovedit niște lucruri. Ai de dovedit că există piață, că există vânzări. S-ar putea să fie oameni care o să vrea ca să strâmbe, sau nu știu, sunt mai romantici, mai poeți. Lor le plac curbe, le place imperfecțiunea. Există fel și fel de oameni. Dar, momentan, îți doresc mult succes și mă retrag. Mulțumesc! Mulțumesc! Adrian, ultima speranță. Cea mai mare. Eu. Știi, tot mă uit la pozele aici. Da. Și la filmulețul. Da. Și vreau să mă încurajez să văd. Ia să vezi, că Varga ne răstoarnă. Dar să știi că arată ca un crematoriu, așa cum prezinți aici. Arată, eu când mă uit la asta, nu mă inspiră deloc chestia. Dar luând în calcul această cum arată și preț diferențial puțin și alte posibilități care există, care poate să facă același lucru, dar mai frumos, eu mă retrag. Vă mulțumesc. Da, deci, noi toți 5 lei ne-am retras. Tura asta. Tura asta. Bravo. Da. Atitudinea ta e foarte și asta e atitudinea de antreprenor. Bravo. Deci dacă pleci aici cu un zâmbet, e foarte bine. După atâta lecții. Mi-am zis încă de la început, indiferent de ce rezultat a fi aici, eu voi fi pe plus. Da. Păi bravo. Ești pe plus asta deja. Ok. Bine, Ari. Mulțumim mult, dragă. Mulțumim. Mulțumim. Succes.
dar ce de povești, Mircea? Știe numai povești. Doar numai povești. Păi el, vrei să ai ceva? Vrei să ai ceva? Cum crezi că le-a vândut la ea povești? Măi, dar când ai început tu, Cristina... T-ai speriat? Vroiam să-l iau pe săracul. Hai vino cu mine, stai liniștit. Nu te speria. O să fie bine, o să fie bine. Puțin dezamăgit. Foarte mult mi-ar plăcea să ne vedem peste un an. Când am vândut câte 20, așa cum erau provizii 20 pe lună, și să le zic, uite, am reușit.